Salutare, dragi români de pretutindeni! Astăzi vă salut dintr-un alt loc dubios, dar foarte important, pentru că locația respectivă unde mă aflu în această dimineață este fix sub podul ce traversează Dunărea. Ce vedeți acum în spate pe fundal este plaja sau malul Dunării, de aici din apropierea plajei Lipovenești, sau cum o știm noi cei mai în vârstă, plaja Lipovenească. S-am intrat cu mașina până la intrarea în pădure, am lăsat mașina acolo la intrare și am venit pe jos pentru că este cărare prin pădure, se poate accesa chiar și cu mașina până în apropierea acestei zone, însă eu nu am vrut din vari motive să intru cu mașina prin pădure pe aici, așa că am venit pe jos, însă drumul sau zona respectivă este accesibil, aviz amatorilor de pescuit sau de plajă, pentru că zona este foarte retrasă, foarte liniștită și foarte liberă din punct de vedere al activităților făcute aici la malul Dunării. Am văzut câțiva oameni care coc chiar și vinete aici, fac grătar, mititei, bineînțeles faceți curat după voi, însă puteți pescui liniștit în această parte, acum după ce Dunărea a scăzut și poți merge liniștit chiar și pe malul Dunării. Am să întorc camera să vedeți mai în detaliu această zonă a podului, spuneam, pentru că este practic porțiunea unde s-a construit și pilonii de susținere ai podului după malul Brăilea. Cam așa arată zona respectivă despre care vă spuneam pe plajă. Însă acum am să mă sucesc și deja vedem podul peste Dunăre. Chiar deasupra se aude zgomotul traficului desfășurat pe acest pod. Aici chiar am o porțiune cu câteva scări care nu știu unde coboară în apă, dar este o zonă foarte liberă, după cum vedeți. Acest nou dig sau suport făcut din piatră a fost construit pentru a se face pilonul de susținere, însă o să vedeți îndată această zonă. Adie un pic vântul, cu siguranță veți simți pe fundal, pentru că nu am mai montat microfonul extern, însă cam așa arată podul de desubt. Sunt practic la limita centrului, fix aici sub pod, unde ai și o viziune amplă asupra Dunării. Aici sunt foarte mulți pescari care vin să-și desfășoare activitățile. Priviți în depărtare cum arată și Dunărea, sunt foarte mulți care vin cu mașina fix până pe plajă, bineînțeles că dacă vii la pește sau la grătar, ai toate ustensilele necesare în mașină, însă dacă mai scade încă un pic, bag de seamă că în această porțiune este nisipul mai moale, fiind și cu pământ, și poți accesa chiar și până aici, la acest dig. Hai să mergem un pic să vedem mai în detaliu și zona respectivă unde s-au făcut pilonii. Aici în partea stângă, la fel, pădure sălbatică, nu știu dacă este cărare în această zonă, probabil de la vechiul bac, însă este departe. De la vechiul bac care trecea către Zmârdan, însă cred că este departe aici această zonă, însă aici este mult mai sălbatic decât în partea dreaptă, pentru că v-am zis, până aici în zona care este apropiată acestui punct unde mă aflu eu, există cale de acces cu mașina. Sunt porțiuni care sunt foarte bune de mers, sunt porțiuni unde drumul este mai așa și așa. Și cam așa arată podul în această secțiune. Se aude un zgomot ciudat, cred că de la vreo centrală, de la bac, nu-mi dau seama de unde se aude un sunet așa ciudat. Probabil îl auziți și voi pe fundal. Și nu este zgomotul produs de mașinile ce trec pe pod acum. E vreo stație de pompare pe aici prin zona, nu-mi dau eu seama. Până aici există acest dig pe care îl vedeți acum în față.
accesul interzis persoanelor neautorizate. Deci, vedeți, până aici am avut cumva acces. Nu știu dacă aș avea acces să merg până în apropierea pilonilor de susținere ai podului, pe care îi vedeți acum acolo. Probabil sunt anumite mașini care intră aici, pentru că am văzut că din digul care duce către Galați, imediat ce trece de sensul giratoriu, am văzut că s-a deschis un nou drum asfaltat care duce fix aici, în această zonă, probabil, pentru că aici văd și un trailer, nu doar mașinile astea mici, ci este și un trailer aici, deci calea de acces a fost pe acolo, pe unde spun eu. Cei care tranzitați zona probabil ați observat un nou drum făcut acolo fix după sensul giratoriu, repet. S-a întrerupt cumva parapetul metalic și s-a făcut o deschidere asfaltată, probabil care duce, s-a făcut un drum care duce până în această zonă pentru a fi cumva reabilitată, dacă s-ar mai face ceva, dacă s-ar asfalta sau s-ar mai turna ceva beton, nu-mi dau eu seama, că văd că zona este cam de șantier, așa, și nu știu dacă se mai reabilitează cumva aici de jur împrejurul picioarelor de susținere a podului. Nu am ajuns niciodată până în această zonă, tocmai de aceea am îndrăznit să-mi fac curaj să vin până aici și evident că am și filmat să vă arăt și vouă cum se prezintă locația sau terenul aflat fix sub podul ce traversează Dunărea. Ia priviți-l cât este de frumos. Trebuie cumva să stau să filmez în zona de umbră, pentru că sus este soarele și dacă îmi bate în obiectiv nu se mai vede nimic. Și priviți ce imagine de ansamblu. Puteți face un screenshot, îl decupați și vă scoateți imaginea de fundal cu podul. Ia priviți. O zonă foarte liniștită de altfel, în care nu văd în prezent prezența unor muncitori sau faptul că s-ar lucra cumva în această zonă, dar am văzut mașini ieșind acolo unde v-am zis, la sensul giratoriu, unde s-a făcut noua cale de acces pentru muncitori și probabil și pentru pod. Bag de seamă că fix acolo în zona pilonilor încă a rămas schela pe care s-a lucrat. Porțiunea pe care s-a lucrat acolo sub pod probabil este necesară pentru anumite intervenții sau întreținere acea schelă. Însă privind aici dedesubt cu ochiul liber, nu cred că camera vede foarte bine, însă cu ochiul liber reușesc să văd nada tablierilor sau locul unde au fost unite tablierele metalice. Nu vreau să înaintez mai încolo, deși aș încerca să fac doi pași. O să vedem. Vă explic în două cuvinte cum este treaba sau situația fix acolo lângă piloni, unde am vrut eu să traversez în ghilimele peste acea barieră din beton. În prezent, cel cu trailerul care este acolo este venit ca să încarce toate elementele macaralelor și după malul Brăilean și după malul Dobrogean. Acum sunt câțiva oameni care lucrează acolo în șantier pentru a pregăti de încărcare elementele macaralelor, care, repet, că sunt încă prezente aici la baza picioarelor unde au fost și montate, inclusiv petroaiele sau greutățile care au fost la baza macaralei. Am întrebat omul respectiv care a coborât aici la oamenii care pescuiesc și mi-a spus că nu ar fi bine să mă duc acolo pentru că este șantierul, au pază respectivă care sunt acolo în șantier și nu am îndrăznit să merg. Dar acestea sunt detaliile, deci în moment se lucrează acolo, este zona de șantier pentru a îndepărta și a duce în altă parte
elementele macaralei. V-am dat aceste detalii ca să înțelegeți situația în prezent fix aici sub pod. Iar în următorul moment voi pleca de aici, din pădure, de sub pod, să fac din nou o tură, să traversăm din nou podul către Tulcea și să vedem dacă cumva s-au început lucrările de reabilitare. Astăzi este vineri, 2 august, când eu fac acest filmat și m-am gândit să văd această zonă pe care anul trecut sau acum 2 ani, când podul era la început, am venit aici până în apropierea acestei zone. De această dată mă aflu chiar sub el, după cum ați văzut, însă sunt curios dacă s-a început lucrările de reabilitare la zona care trebuie asfaltată, pentru că în teorie la sfârșitul lunii august această lucrare de reasfaltare sau reabilitare a podului va trebui să fie predată, adică trebuie să fie gata la sfârșitul lunii august, așa că mergem să vedem dacă s-au început măcar lucrările de asfaltare și dacă se face ceva. Și vedem împreună și situația circulației către malul Dobrogean, care știu că se desfășoară în condiții bune, să spunem, pe ambele sensuri, să vedem dacă s-a schimbat ceva, însă interesul este să vedem la întoarcere. Hai! Sper să vă placă acest video făcut de aici, fix sub pod. Am făcut și câteva fotografii și acum voi merge prin pădure. V-am zis și repet, este cale de acces chiar și cu mașina până în apropierea acestei zone, după care va trebui să lași undeva mașina și să vii pe jos prin pădure, cărări. Însă dacă mai așteptăm un pic să se usuce, să se întărească nisipul, se poate merge chiar și pe malul Dunării, aici unde sunt oamenii care pescuiesc în prezent și v-am arătat la început pe plajă, însă zona este foarte liniștită, poți chiar și pescui, chiar și de aici sub pod, stai la umbra podului și în funcție de soare, dacă soarele se mută, te muți și tu după umbra podului. Este și răcoare în această zonă, fiind cumva mai ridicată aici pe malul Dunării, însă poți pescui liniștit. Ați văzut și podul cum arată dedesubt, însă hai acum să mergem să traversăm podul, să vedem situația în luna august, să vedem dacă s-a făcut ceva. Hai că am zis să vă și arăt un pic cum arată drumul pe aici prin pădure, dacă în caz că vă întrebați cum am ajuns acolo. Am lăsat Dunărea, că o vedeți acolo în față, și sunt mai multe astfel de cărări prin pădure și am să ies acum la drumul principal, să zic așa, drumul pe care am zis că puteți veni chiar și cu mașina. Pe aici a făcut lumea cărare, nu a fost acest drum, nu este de mult, bag de seamă că acum a început lumea să mai rupă bălăriile, să-și croiască drum pentru a pescui, nu un alt scop. Însă vedeți că am făcut câțiva pași și am ieșit cumva la drumul. Până aici puteți veni cu mașina. Dar problema este că mașina o veți lăsa în soare dacă stați la pescuit. Aceasta fiind o mini arteră. E un drum forestier, nu e arteră. Aici este drumul principal. Ia uitați. Cam așa arată el. Da, pe aici am venit eu, în partea dreaptă, însă vreau acum să mai fac câțiva pași să vedem dacă am cumva acces pe lângă șantier sau ca să ajung în zona pilonilor. Ia uitați, așa cum am zis, am ajuns în zona pilonilor de susținere, iar tot ce vedeți voi cu albastru sunt elementele sau corpurile de la Macara. Evident că au fost demontate și lăsate aici, dar urmează, așa cum v-am zis, a fi încărcate și duse la mama lor, de acolo de unde au și venit. În partea superioară vedeți acolo și schela despre care vă spuneam, cu calea de acces către interiorul și subsolul stâlpilor, pentru că după acea schelă văd o scară de acces și cu siguranță se intră la interiorul pilonilor. Bag de seamă că este lumea acolo.
pe acel segment de scară, însă drumul continuă pe aici prin pădure în paralel cu podul. De curiozitate mai fac câțiva pași să vedem cum arată zona respectivă, deși nu vreau și nu intenționez să intru în area șantierului, pentru că știu că sunt oameni aici care muncesc, păzesc, deci zona este gestionată. Ia priviți și aici zona mai în detaliu. Cam așa arată. Da? Bag de seamă că este un negru. E pe sus pe acolo, pe lângă piloni. Probabil se lucrează, fac ei ceva pe acolo. Da, acum am înțeles situația. Hai să vedem dacă mai avem cumva vreo cale așa mai deschisă de acces. Iar intrarea, așa cum v-am zis, a celor ce lucrează aici, se face prin zona unde s-a întrerupt, așa cum vă spuneam, s-a întrerupt parapetul și s-a făcut un nou drum asfaltat. Cred că este un drum doar provizoriu până se termină cu acest transport al macaralei. Hai să vedem. Da, deși aici pe cealaltă parte am ieșit cumva din zona șantierului. Bag de seamă că zona șantierului este încercuit cu plasă în această zonă, însă nu mai înaintez, deja zona este foarte sălbatică. Și dacă aș merge pe jos, aș ieși în digul sau fix acolo la zona cu sensul giratoriu. Uite că îmi bate și soarele aici. E un lucru foarte rău dacă îmi bate soarele în obiectiv. Trebuie să mă dau cumva la umbra stâlpilor. E, uite, cam așa. Da? Deja se aude gălăgie din șantier. Da? Am mai făcut doi pași către această zonă. Însă, repet, nu vreau să am probleme. Am să vă pun o imagine mai amplă a zonei respective cu platforma aflată fix aici de jur împrejurul pilonilor. Iar aici, repet, este macaraua, corpurile macaralei. Amatorilor de pescuit, să știți că drumul este chiar foarte bun și accesibil. Se circulă binișor până acolo în zona de capăt unde am intrat eu prin pădure. Aici sunt anumite mașini, v-am spus că sunt veniți la grătar, la plajă, la pescuit în mare parte. Însă dacă sunteți interesați să vă faceți o poză acolo sub pod, va trebui să mergeți un pic prin pădure, dar nu foarte mult. Însă drumul până aici este, așa cum am zis, repet, foarte accesibil, după cum vedeți, cu mașina. Însă eu nu consider că aș intra cu mașina pe aici, din varii motive, dar uitați. Vedeți și voi, condițiile de circulație sunt aparent bune. Asta dacă nu plouă. În cele din urmă am coborât un pic și aici pe plajă. Practic am ieșit după drum până aici în pădure. Zona în față unde am fost eu cățărat, să zic, pe mormanul de pietre fix acolo sub pod. Bag de seamă că pe pod se circulă cu viteza melcului turbat, dar vom vedea împreună acest aspect dacă se și lucrează. Cam așa arată plaja, dacă o pot numi așa plajă, pentru că unii sunt veniți la plajă, dar în mare parte pentru pescuit. Ca să vă dați seama, pentru cei amatori, într-o zi sau într-un weekend puteți sta chiar și cu cortul în această zonă, însă băgați de seamă că noaptea nu este luminată această pădure și e un pic cam dificil și țânțărime multe. Zona de pescuit, aici la malul Dunării, evident, informații utile pentru cei interesați pentru a veni la pescuit. Apa, bag de seamă că este limpede și la mar văd foarte mult puiet, enorm de mult, bancuri de puiet. Dar acum mergem, așa cum am zis, să traversăm podul și să vedem
condițiile de circulație, în special pe segmentul Tulcea Brăila. Bag de seamă că nici vântul nu bate foarte tare, adie un pic, însă puteți pescui liniștiți dacă veniți aici, repet, la plaja Lipovenească, cum o numeam noi înainte. Bun, am lăsat plaja Lipovenească și locația aflată sub pod și acum urcăm aici la sensul giratoriu către pod. Sper să vedeți acum pe filmare, chiar aici în stânga, acum, zona despre care vă spuneam că este întrerupt. Văd acolo și o mașină de la Security. Este întrerupt parapetul și au creat acel drum provizoriu. Pentru a căra macararele care sunt încă prezente aici la baza pilonilor. Hai să vedem traficul desfășurat la data 2 august, când eu fac acest filmat, pentru că tot din informațiile unora se pare că au început cumva să facă câte ceva pe la pod pe acolo. De altfel, cum am văzut și anumite persoane aflate în partea de sus a pilonilor pe acea platformă unde am filmat un pic mai devreme. Pentru că, așa cum spuneam pe filmare, la sfârșitul lunii august va trebui să fie total reabilitat. Cel puțin așa este confirmat la modul teoretic, că până la sfârșitul lunii august lucrările vor trebui terminate de asfaltare. Însă vom vedea, curios sunt dacă au început măcar lucru. Asta e important. Vedem și pista pietonală. Nu știu dacă se poate avea acces aici, iar am văzut, este o reparație. Bag de seamă, de această dată separatorii de benzi au fost mutați lângă parapetul din stânga, sau lângă parapetul central, mai bine zis, care desparte sensurile de mers. În ultimul video ați văzut că erau alăturați parapetului din dreapta. Probabil au fost aduși să îi aibă pe poziție, dacă cumva rașchetează și pe acest sens. Cred că asta se va întâmpla. Problema dificilă va fi la întoarcere. Vedeți și voi acum câte camioane sunt pe sensul opus. Camioane încărcate fiind unele cu cereale, dar în mare parte cu piatră, cu asfalt, cu pământ. Sunt camioane de șantier acestea. Cred că în mare parte sunt cu piatră, care vin de la cariera de piatră de aici, din Munții Măcinului. Probabil cei care aveți idee și cunoștință de cauză, v-aș ruga să îmi scrieți în comentarii. Acum era unul cu mașina pe pista ciclabilă, pe trotuarul pietonal e cu mașina acolo, probabil din cadrul administrației podului. Nu cred că era vreun nebun să circule pe acolo. Probabil sunt veniți să inspecteze cumva tot podul pe ambele părți și acolo unde vor fi probleme descoperite se va interveni. Între timp v-am spus și repet, inclusiv acest beton aflat aici la stația de taxare s-a vălurit, totul în valuri și în dâmburi, și nu era așa la început.
Hai să întoarcem imediat aici la sensul giratoriu. Da, foarte multe camioane vin din direcția Măcinului. Ăsta cred că e cu cereale. Tronsonul spre Jijila. În continuare în restricții, la fel ca și pasajul CFR, de altfel pe malul Brăilean. Și cred că de aici încolo probabil vom face jumătate de oră până pe malul Brăilean. Am din nou cu mine camera. De fapt le am pe amândouă. Momentan filmez cu GoPro 12 care este fixat în parbriz. Cu siguranță se va închide. Este ceva specific la aceste camere GoPro, supraîncălzire și închidere în mod automat pentru protecție. Și cu siguranță se va încălzi și închide. Dacă se va întâmpla, voi continua cu cealaltă, cum am făcut și în video precedent. Hai să vedem, avem aici o mașină de la Security, cei care sunt tot timpul prezenți aici. Separatoarele de benzi. Interesul meu și al nostru este să vedem dacă s-au început cumva lucrările. Văd aici o mașină introdusă pe acest segment, probabil din cadrul podului. Deocamdată până aici nimic. Doar hârtoape, va trebui să mergeți foarte atent, foarte încet și cu atenție datorită acestui strat de asfalt. Cumva ceva s-a întâmplat aici. Nu știu cât observați voi pe cameră, s-au peticit anumite puncte unde a fost stricat, să zic, stratul de protecție. Exact ca la linoleum. S-a tăiat cu caterul, pătrățele s-a înlocuit, s-a șminuit. Înțelegeți voi. Uite, și în prezent sunt aici câțiva, văd aici câteva bidoane cu această soluție de protecție. Pentru că atunci când au rașchetat și au băgat cu tractorul, efectiv cu lama tractorului a rașchetat asfaltul, bineînțeles că a fost deteriorat și stratul de protecție. Și acum vine cumva să repare aceste defecțiuni, că nu știu cum să le numesc. Aici deja este cocoșat asfaltul. Și se riscă să rămâi chiar și suspendat. Dacă ai mașina mai joasă, riști să rămâi suspendat pe coama asfaltului. Am să merg și eu încet. Vedeți și voi situația asfaltului. Priviți jos în dreapta. Nu știu cât de bine se vede pe filmare. Deja munții Măcinului aici s-a făcut din asfalt. Deci în prezent, bag de seamă că este și un furgon fix aici pe platforma unde am filmat adineauri de sub pod. Chiar și aici este o mașină pe platforma făcută de jur împrejurul pilonilor. Nu știu cum am intrat cu mașina acolo. Însă situația este foarte dificilă dacă alegeți să vă întoarceți, să zic, de la mare pe acest traseu. Mai bine alegeți să vă întoarceți prin altă parte. Dar de dus ați văzut că pe sensul de dus către malul Dobrogean se circulă bine, ca să zic, cu reparațiile aferente, se circulă pe ambele sensuri, pe ambele benzi. Doar aici problema persistă și nu văd eu să o dea la gata la sfârșitul lunii august.
Deci aceste lucruri au fost făcute cumva pe data de 1, pentru că astăzi nu văd să lucreze cineva. Chiar nu e nimeni aici, însă sunt din loc în loc, lângă parapet văd câteva bidoane de soluție. Au, 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 au. Da. Riscați să rămâneți suspendați, oameni buni, aici. Însă eu de desubt am scut de protecție. Deci eu dacă ating, nu ating în baia de ulei sau în altceva. Ating un pic cu scutul de protecție. Au pus aici și câteva indicatoare provizorii, limită 20, depășire interzisă. Dar unde să depășești, bă? Pe ce să depășești? De ca și cum ai putea să mergi și mai repede. Știi, ai putea să mergi cu 100 pe aici, dar vezi, Doamne, mergeți cu 20, că sunt probleme. Păi nici 20, uite, mă uit în bord și merg cu 10 km la oră. Nici că aș putea să merg mai repede. Deci suntem sub limită. Mergem cu 5, cu 10. Cam asta e treaba. Și suntem sub limită. Și var indicatoarele, ei, dracu. Cam acestea sunt condițiile ce persistă chiar și în luna august. Da, încoace bag de seamă că n-au ajuns cu reparațiile. Încă mai există anumite zone unde se află un pic de asfalt, unele zone care sunt zgâriate din acel strat de protecție. Unele zone sunt curățate pentru a se face acea protecție, nu știu ce anume este, cred că ceva elastic, ceva. Dar cam ce fac ei aici, exact și repet, cam cum ai repara o bucată de linoleum într-un apartament, tai cu cutter-ul bucățica, o lipești și gata, ăla-i. Cam asta fac ei aici. Eu asta văd. Te bag de seamă că foarte multe zone sunt însemnate cu creta sau cu vopsea. Sunt însemnate zonele cu probleme, iar apoi să vină bangladezi ăștia să dea cu pensula pe aici. Cred, probabil, mă gândesc. Auci. Că e posibil momentan aceasta să fie ultima mea traversare. Vedeți și voi că este foarte dificil și nu vreau să-mi rup mașina în două pentru câteva vizualizări. Însă informațiile sunt benefice celor care tranzitează această zonă, în special acum în vacanță, când toți au venit în concediu și doresc să merg la mare. Cam asta ar fi motivul principal pentru care ai optat să tranzitezi podul peste Dunăre. Însă cu astfel de condiții ai putea să-l folosești doar pentru dus.
Iar la întors folosește alt traseu. Da, în cheu e. Ce auziți pe fundal sunt senzori de parcare care mă anunță că sunt foarte aproape de parapet. Păi nici ca aș avea. Nici nu am cum să merg altfel. Că dacă mă bag cu roțile în șanț, rămân suspendat. Cam asta e și ideea. Va trebui să mergi pe coame. Aici e cu căruța, frate. Care aveți căruță, vă recomand. Căruță cu calul. Fără probleme. Uite, chiar vă sugerez o afacere. Care aveți cal și căruță aici în Brăila, veniți și faceți bani. Traversare pod peste Dunăre, pe tronsonul dinspre Dobrogea către Brăila. Dar șmecherii care sunt aici cu podul, ați văzut mai devreme pe filmare, șmecherii circulă pe acolo, pe unde era șchetat. Eu dacă mă bag pe acolo sau noi ăștia lanții, ne ia pe camere, că zona este filmată. Ne ia pe camere și n-avem voie, cumva. E doar pentru șmecheri acolo. Hai că încet, încet reușim să trecem. Eu sper să nu se închidă camera. Ia uitați cum s-a făcut aici. Mormane, mormane. Uite că i-am găsit. Am găsit muncitorii cu pricina. Hai că am ieșit la o zonă mai... Mai de Doamne ajută. Aici lucrează unul. Zgârie pe aici, taie,